Un copil trage o sanie pe o distanță de 100 de metri cu o forță de 40 de newton, a cărei direcție face un unghi de 60 de grade cu orizontala, adică direcția de deplasare. Știind forța de frecare de 10 newton, trebuie să determinăm lucru mecanic total efectuat de copil. Am notat aici datele problemei: distanța de 100 de metri, forța de tracțiune 40 de newton, unghiul care îl face firul cu care copilul trage de sanie cu direcția deplasării, adică orizontala 60 de grade, forța de frecare 10 newton, lucru mecanic total. Pentru a calcula lucru mecanic total, trebuie mai întâi să determinăm toate forțele care acționează asupra saniei trase de copil. Prin urmare, desenăm prima dată suprafața pe care se deplasează sania, apoi desenăm aici o sanie, facem un dreptunghi, determinăm centrul de greutate, ducem diagonalele acestui dreptunghi care este corpul nostru. Și aici, în centru de greutate, reprezentăm forța de greutate a saniei trasă de copil. Forța de greutate. Soi și măsor. Să zicem 4 centimetri. 4 centimetri. Deci, greutatea saniei. După ce am reprezentat greutatea, trebuie să ducem o axă pe orizontală, adică direcția de deplasare, punctată, și aceasta fiind pe orizontală este axa OX. Și una pe direcție verticală, o Y. O Y. Forța de tracțiune, deci de aici este firul pe care trage copilul, se spune în problemă că face un unghi de 60 de grade cu orizontala. Deci luăm raportorul, punem mijlocul în punctul de aplicație al forței de tracțiune și linia raportorului pe direcția orizontală cu care face firul 60 de grade. Și de aici măsurăm un unghi de 60 de grade. Aici. Punem un punct și pe această direcție vom desena forța de tracțiune. Aceasta, deci, are 40 de newton, am putea lua un centimetru 10 newton și să o luăm de pe această direcție de 4 centimetri. Asta este forța de tracțiune. F. Și aici arătăm că acesta este unghiul alfa făcut de firul cu care trage copilul sania cu direcția orizontală. După ce am reprezentat forța de tracțiune, vom descompune forța de tracțiune după aceste două direcții, OX și OY, care sunt perpendiculare una pe cealaltă. Din vârful forței de tracțiune F, am uitat să o notez, F, ducem perpendiculară pe axa OX. Și aici piciorul perpendiculare este vârful forței FX, componenta forței de tracțiune după axa OX. Iată. Și o notăm. Deci aceasta este FX. Din vârful forței de tracțiune F ducem perpendiculară la fel pe axa OY. Aici piciorul perpendiculare, punem vârful săgeții
și unim cu punctul de aplicație al forței de tracțiune. Și o notăm. Aceasta, deci, este componenta Fy a forței de tracțiune pe axa OY. Mai avem și forță de frecare. Forța de frecare apare la suprafața de contact dintre corp și suprafața pe care se deplasează și vom lua forța de frecare un centimetru, adică 10 N. Deci, facem cu pixul. Nu prea se vede nici cu pixul. Mai avem, n-am măsurat forța FY cât ne-a dat, 3,5 cm. Ca să avem reacțiunea normală, adică forța cu care suprafața acționează asupra corpului, trebuie să avem egalitatea, și anume modulul forței de greutate să fie egal cu forța FY plus reacțiunea normală. Descădem ca să aflăm câți centimetri vom lua reacțiunea normală. Vom scădea 4, că am luat 4 la greutate, minus 3,5 cât am luat componenta FY. Deci ne dă 0,5 cm. La fel o voi desena. Este cam micuță, trebuia să fi luat greutatea mai mare. 0,5. A ieșit micuță, sper să o vedeți. Aceasta este reacțiunea normală, N. Deci avem o dată pe axa OX, avem modulul forței FX mai mare decât modulul forței de frecare. Iar pe axa OY, deoarece sania se mișcă, deci accelerat pe direcția orizontală, iar pe axa OY, trebuie să avem modulul forței de greutate, G, egal cu modulul sumei dintre componenta FY plus reacțiunea normală. Și, deci, pe direcția axei OY, rezultanta acestor forțe trebuie să ne dea 0, fiindcă corpul nu se mișcă pe verticală, se mișcă pe orizontală. Și verificăm, deci, FY plus N sunt pe verticală în sus, FY plus N, deci le luăm cu plus, minus, greutatea o vom lua cu minus, fiindcă este pe verticală în jos, conform convenției, și ne va da 0, deci pe OY. Ne dă rezultanta 0. După ce am reprezentat forțele care acționează asupra sanii noastre trase de copil, trebuie să calculăm lucru mecanic total. Deci vom scrie lucru mecanic total este egal cu lucru mecanic al forței Fx. Conform definiției lucrului mecanic, lucru mecanic este o mărime fizică scalară egală cu produsul dintre forța ce acționează asupra unui corp care are direcția deplasării și distanța parcursă de corp pe direcția de deplasare. Deci, iată, trebuie să luăm componenta Fx și nu vom lua forța de tracțiune care, observați, este oblică. Corpul sania noastră se mișcă pe orizontală, prin urmare, forța care o vom lua în formula lucrului mecanic este componenta Fx, care are tot direcție orizontală. Deci avem lucru mecanic al forței Fx plus lucru mecanic al forței de frecare. Lucru mecanic al forței de greutate și al normalei și tot ce este al forțelor care sunt perpendiculare pe direcția deplasării, acelea sunt 0. Deci avem lucru mecanic al forței de greutate egal cu lucru mecanic al forței FY egal cu lucru mecanic
al reacțiunii normale sunt 0, deoarece aceste forțe sunt perpendiculare pe direcția deplasării. Să calculăm acum componenta Fx. Avem în acest triunghi dreptunghic, avem unghiul drept aici. Ca să-l aflăm pe Fx, observăm că și noi cunoscând forța de tracțiune, da? Deci cunoaștem forța de tracțiune și cunoaștem unghiul alfa. Prin urmare, aplicăm funcții trigonometrice. Ca să-l aflăm pe Fx din acest triunghi dreptunghic, observăm că trebuie să aplicăm formula cosinusului, adică cosinus de alfa este egal cu cateta alăturată, adică chiar Fx care ne interesează pe noi, deci cateta alăturată Fx, supra ipotenuză, adică forța de tracțiune. Și de aici scoatem forța X, Fx. Avem produsul pe diagonala opusă, adică forța de tracțiune ori cosinus de unghiul avem 60 de grade. Și înlocuim. Deci forța de tracțiune ne-a dat 40 de newtoni, ori cosinus de 60 este 1 pe 2. Sau 0,5. Nu contează. Împărțim 40 la 2 și ne dă 20 de newtoni. Iată cât este componenta forței de tracțiune pe axa OX. Și acum îi calculăm lucru mecanic. Deoarece forța Fx are direcția deplasării, vom spune că lucru mecanic al forței Fx este lucru mecanic motor și este egală deci cu forța respectivă Fx ori distanța parcursă de sania noastră. Și avem, înlocuim acum, 20 ori distanța parcursă 100 este în metri, deci nu mai transformăm. Și ne dă 2000, am calculat un lucru mecanic de Joule. Mai avem de calculat acum lucru mecanic al forței de frecare. Și la fel scriem formula. Deoarece forța de frecare se opune întotdeauna mișcării, spunem că lucru mecanic al forței de frecare este un lucru mecanic rezistent. Egal. Și conform convenției, avem acest lucru mecanic cu semnul minus, deoarece forța este în sens opus deplasării corpului. Deci avem semnul minus din convenție, forța de frecare ori distanța parcursă de corp. Și înlocuim minusul, să nu-l uităm, forța de frecare ne-a dat în datele problemei 10 ori distanța 100. Și ne dă minus 1000 de Joule. Am calculat un lucru mecanic. Minus 1000 de Joule. Și acum calculăm lucru mecanic total. Deci este, mai scriem o dată, lucru mecanic al forței Fx plus lucru mecanic al forței de frecare. Și înlocuim. 2000 ne-a dat lucru mecanic al forței Fx, 2000, minus 1000 cât ne-a dat aici, minus 1000 de Joule cât ne-a dat lucru forței de frecare. Și deci ne dă 1000 de Joule. Iată cât este lucru mecanic total.